noi ne confruntăm cu aceste situații și venim cu o misiune clară, venim să ne dezvoltăm pe noi. Nu este prima dată când venim și nu este prima dată când noi ne întâlnim. Probabil că și în viețile trecute noi ne-am mai văzut. Între noi și părinții noștri, psihologia spune că există un conflict între generații. Dar în realitate nu există un conflict. Există doar o diferență de necesități. Întrebarea este cum să facem să stabilim o legătură cu părinții noștri, pentru că și noi, la rândul nostru, vom deveni părinți și vom avea copii, iar copiii vor crește și vor avea copii. Și fiecare dintre generații are niște necesități personale. Ceea ce este esențial pentru noi este să găsim acele necesități comune și acestea să formeze o linie de comunicare între generații. Deci, pentru noi este important să înțelegem că venim singuri, ne urcăm ca într-un tren, un tren al vieții.